Bună! Cred că mulți dintre voi știu deja despre BookTube-a-thon-ul, care tocmai s-a terminat în comunitatea BookTube. Eu nu am participat, deoarece, în mod normal, nu mi se par ok pentru mine genul ăsta de lecturi, în sensul că eu nu pot să citesc atât de mult, atât de repede, atât de disperat într-o săptămână cum pot alții. Cine poate are tot respectul meu, însă eu personal nu pot. Cu toate acestea, deoarece niciodată nu este bine să zici că nu poți o chestie, am zis hai totuși să încerc și eu. Și pentru că nu am participat la BookTube-a-thon, am zis să particip la un Summer Read-along românesc. Acest Summer Read-along este organizat de Andea, o să pun blogul ei mai jos în descriere, să vă puteți uita la ce o să citească și ea, și conține practic 4 cărți. O provocare este să citim o carte de peste 400 de pagini, iar eu mi-am ales Pese te iubesc de Cecilia Ahern. Este o carte pe care nu am citit-o, pe care vreau de foarte multă vreme să o citesc. Am văzut filmul și mi-a plăcut extrem de mult. Autoarea îmi place foarte mult, am mai citit vreo 2 cărți de ea și mi se pare o lectură absolut perfectă pentru vară. E light, e cute, e romantică, e super ok și oricum din genul ciclet de Cecilia Ahern îmi place foarte, foarte, foarte mult. Prin urmare, asta este prima carte pe care vreau eu să o citesc. A doua carte este la polul opus, anume trebuie să citim o carte de sub 200 de pagini. Eu mi-am ales Aboriginal Myths, Tale of the Dreamtime, de A.W. Reed. Este o carte pe care vreau să o citesc de vreo 2 ani, o am de atunci în bibliotecă, am cumpărat-o dintr-un anticariat și este vorba despre povești și mituri aborigene, ale celor din Australia, evident, și mi se pare o chestie foarte tare, mi se pare că pot să aflu foarte multe lucruri despre o cultură despre care, sincer, nu știu mai nimic. Treia provocare are în centru o carte pe care ne dorim de foarte mult timp să o citim. În cazul meu este Luminile din septembrie de Carlos Ruiz Zafón. Nu am cartea asta în bibliotecă de foarte mult timp, din nou nu am apucat să o citesc. Vreau să citesc ceva de Zafón pentru că nu am citit nimic de el. Am împrumutat cartea asta unor prietene și mi-au spus că le-a plăcut foarte mult, așa că ar trebui să fie ok, plus că este o carte subțirică numai bună pentru un read-a-thon. Iar ultima carte pe care trebuie să o citim este o carte scrisă de un autor român, iar eu mi-am ales Zilele și nopțile unui student întârziat, de Gib I. Mihaescu. Nu am mai citit nimic de el, nu am citit în general foarte, foarte multă literatură română, ce am citit mi-a plăcut foarte mult, însă asta nu. Am zis hai să încerc, să vedem cum e, e o carte destul de sănătoasă, nu știu dacă o să apuc să o termin, însă par ok. În urmare, astea sunt cărțile pe care vreau să le citesc eu la acest Summer Read-Along, e primul Read-A-Thon, Read-Along, cum vreți să-i spuneți, la care particip. Am emoții oarecum, deoarece ritmul meu, în mod normal, este de o carte pe săptămână, acum trebuie să citesc 4 cărți într-o săptămână, ceea ce e un pic cam scary. Dar să sperăm că o să reușesc. Nu uitați să-mi spuneți în comentarii dacă voi participați la acest read-along și ce anume citiți, în caz că da. Și chiar dacă nu participați la acest read-along în mod oficial, tot spuneți-mi în comentarii ce mai citiți în vara asta, deoarece niciodată nu poți să ai prea multe recomandări de cărți, așa cum îmi place mie să zic. De asemenea, dacă v-a plăcut videoclipul, dați un thumbs up și nu uitați să apăsați butonul subscribe de mai jos pentru a putea fi la curent cu toate videoclipurile mele. Pe săptămâna viitoare, bye bye!